Scrie că sunt live. Minunat. Așa. Așa. Bine. Îmi scrie că sunt în direct. Dar mai așteptăm un pic până toată lumea se adună, da? Hai să vedem. Pentru că vă înțeleg, numai ați privit povestea. Bună, Diana! Spune-mi dacă ești împreună cu copii și mai spune-mi dacă ați privit povestea acum pe canalul nostru de YouTube. Bună, Svetlana! Bună, Lucina! Nu știu dacă zic corect. Așa. Să vedem și cei de pe Facebook să se conecteze. Bună, Monica! Bine te-am regăsit. Așa. Astăzi am avut povestea Ospățul din savană. Ospățul din savană ne-au povestit fiecare animăluț ce mănâncă și s-a împărțit cu toate animalele. Eu mi-am propus astăzi să vă prezint câteva curiozități despre animăluțele care voi astăzi le-ați ascultat în poveste. Hai să văd cine e live aici cu noi, da? Scrieți-ne și numele copilului și dacă ați văzut povestea, asta o să mă ajute să distribui cu copiii, vă ascultăm. Diana, spune-mi numele copiilor ca să știu. Și atunci când dau întrebări, bună, Anca. Atunci când dau întrebări și rog pe copii să răspundă, voi scrieți în felul următor. Sofia zice că, Mirela spune că, Damian zice că, Alex zice că. Să fie răspunsul din partea copilului, că eu o să-l citesc exact așa și respectiv copilul să-și audă numele. Olesea, bună, scrieți în... deci Diana e cu Matei. Așa... Instagramul la moment e mult mai activ în comparație cu Facebook-ul, dar hai să distribuim și de pe Facebook, pentru că am pregătit foarte multe curiozități despre toate animalele de care voi ați auzit acum în poveste. Distribuie, așa. Bine, hai să începem. Copii! În primul rând, cine aici? Știu că e Matei, ceilalți copii, cum îi cheamă? Spuneți-mi dacă v-a plăcut povestea și care animal vi s-a memorizat cel mai mult? Adică la care voi țineți minte ce mănâncă sau care animal poate vă place din cei care au fost în această poveste, da? Eu am să recapitulez. Deci era vorba de leu, da, care a venit... în plasă cu cârnat, struțul, broasca țestoasă, zebra, crocodilul, girafa, hipopotamul, cine aici? Elefantul și furnica. Așa, bună Diana, bună Ana. Cine e pe Facebook? Hai, Facebook, conectare! Hai la comentarii. Scrieți-mi cine din copii se uită chiar acum, ca eu să știu și să îi salut. Hai să vedem în felul următor. Natasha, salut! Scrieți-mi cine se uită împreună cu copiii ca să-i salut și să știu cum îi cheamă. Deci, prima care a venit și a vorbit despre ce mănâncă a fost o ființă, uite așa, hai să-mi spună copiii cine e. O ființă, uite, atât de mică, de obicei noi care o avem în regiunea noastră e neagră. Și trăiește împreună cu altele în colonii și formează un mușuroi. Cine e? Așa neagră, micuță. Cum o cheamă? Hai să vedem cine primul îmi scrie cum o cheamă pe această ființă micuță, pe această insectă. Așa. Ia să vedem cine și scrieți. Matei zice că e... Așa, Diana, din partea lui Matei, zice că e furnica.
A Serbinov, scrieți-mi și cu tot cu numele copilului, ca noi să, ca eu să pot să, să spun și numele copilului. Da, e vorba de furnică. Și iată câteva dintre curiozitățile pe care eu le-am aflat despre furnică. În primul rând, furnica este cea mai puternică ființă de pe pământ, creatură, să zicem mai corect, creatură de pe pământ, pentru că ea, bravo Alexandru și bravo Matei. Facebook, ce faceți? De ce nu sunt comentariile, poate sunt deconectate sau să ne scrie cineva și pe Facebook ca să înțeleg dacă merg comentariile, pentru că ieri a fost destul de activ. Furnica poate ridica o greutate mai mare decât ea de 50 de ori. Deci să o ridice și chiar să o care în spatele ei. Ia să-mi spuneți, copii, care e greutatea voastră? Câte kilograme aveți? Hai să vedem cine e cel mai puternic în kilograme. Scrieți-mi despre kilogramele voastre și eu vă zic imediat greutate ați putea voi ridica dacă ați fi furnici. Alex are 18 kg. Deci 18 kg mulțim la 50, că de 50 de ori mai mult până la, Alex ar putea ridica aproape o tonă. Îți imaginezi Alex Caramaninga, ok. Îți imaginezi Alex, ai putea ridica aproape o tonă. Emilian are 25. Iar Emilian 25 la 50 ar ridica 1250 de kilograme. Și Matei are 16. Hai să vedem și Matei ce greutate ar putea ridica. 800 de kilograme. Wow! Furnicile sunt atât de puternice încât ele pot ridica, uite, așa o greutate. Asta e prima ce m-a impresionat pe mine despre furnici. De exemplu, un matur care cântărește, să zicem, nu știu, 70 de kilograme sau o doamnă mai mult, da? O 70 de mulțit la 50 ar fi 3500 de kilograme. Deci aproape am putea ridica o mașină. Vă imaginați, copii? Dacă am fi noi o furnică, am putea ridica o mașină și chiar să o și cărăm. Dar nu suntem furnici, iată de ce nu putem duce mașinile, dar mașinile ne duc pe noi. Încă un moment foarte, foarte important. Hai să vedem, să ne scrieți dacă voi faceți amiaza și câte ore dormiți. Ia să vedem, Matei, Emilian și cine mai e aici? Alexandru, da? Alex, cei care sunteți? 6, am înțeles doar că comentariile nu se văd peste tot. Hai să le vedem pe toate. Facebook se conectează, doar că Alex doarme 2 ore la amiază. Foarte bine. Și face amiază. E foarte important să faceți somnul la amiază. Așa. Să urmărim. Emilian doarme 3 ore la amiază și Matei doarme 2 ore. Iar furnicile... Vreți să știți cum dorm furnicile? Furnicile dorm în reprize de câte un minut. Doar un minut dorm. Și fac asta de 250 de ori. Deci cam la fiecare 4-5 minute, furnicile adorm pe un minut să se odihnească, după care iarăși se trezesc și iarăși lucrează un 4-5 minute, după care iarăși adorm pe un minut. Deci asta ar veni cam 4, Inesa doarme 2 ore. Bune, hai să o salutăm atunci și pe Inesa. Îmi pare rău că la telefon nu se reflectă comentariile, dar e foarte bine. Inesa, salutare, stai că mă uit aici, le citesc acolo. Așa, deci furnicile dorm câte un minut de câte 250 de ori. Deci asta ar veni așa. Din momentul în care eu am pornit live-ul, sunt deja câte minute? Avem vreo 10 minute, ar fi trebuit deja să dorm de 2 ori, câte un minut. Deci am vorbit 4 minute și după care am făcut... Dorm un minut, după care vorbesc mai departe cu voi. A trecut un minut, iarăși vorbim 4-5 minute, după care iarăși merg la culcare. Uite, așa dorm furnicile. Mi-ar plăcea să
Să știu că voi o să luați câteva din informațiile pe care eu aici le prezint. Altceva e că noi, atunci când respirăm, folosim plămânii. Dar furnicile nu au plămâni. Ele respiră prin porii membranei, adică tot corpul ei respiră. Ea nu are un organ aparte care se numește plămâni, așa cum avem noi, dar ea respiră prin tot corpul nostru, adică prin tot corpul ei. Adică cum ar veni că are un nas și aici, și aici. Vă imaginați noi cu multe, multe nasuri? Fiecare copil cu mai multe nasuri ca să poată respira. Deci nu e vorba doar de nasuri, e vorba de plămânii noștri care ne ajută ca noi să respirăm. Salutare, Andreea! Uite, așa. Coloniile de furnici, deci furnicele, toate împreună, se numesc colonie și ele locuiesc. Cum se numește casa furnicilor? Am zis mai devreme, ia să văd cine din copii a fost atent. Cum se numește căsuța furnicilor? Acolo unde ele toate se adună, acolo unde este regina, acolo unde este, unde ele aduc toată mâncarea ca să hrănească toată colonia, iar căsuța furnicilor se numește... Hai să vedem. Cine primul ne spune cum se numește și scrieți numele copilului? Matei zice că e... Alex spune că e... Hai, și Andreea și Inesa, de aici, scrieți la comentarii, spuneți-le părinților cum se numește căsuța furnicilor, iar părinții repede, repede scriu la comentarii. Hai, să vedem cine... Inesa deja a răspuns și aici a răspuns Emilian. Bun, cine mai scrie? Hai. Așa. Alex și Daria, Andreea, bravo! Copii, știu cum se numește căsuța furnicilor. Foarte bine. Căsuța furnicilor se numește mușuroi. Și ele sunt unele mușuroaie foarte mari. Ajung cu o colonie până la 1 milion de furnici într-un mușuroi. Dar mușuroaiele la intrare au soldați. Pentru că un mușuroi înseamnă o familie și dacă tu nu ești din această familie, soldații nu îți permit să intri în mușuroi. Iată de ce la intrare sunt soldații care permit sau nu furnicilor să intre. Altceva ce vroiam încă să vă zic, că furnicile care le vedem noi și strâng mâncarea și strâng firmiturile care le lăsăm noi pe jos și semincioarele, tot și le duc la mușuroi, sunt femele. Deci bărbații furnici nu participă în colectarea de mâncare pentru a hrăni mușuroiul. Uite așa! Și încă ceva. Vreau să vă zic de regină. Știați că capul sau... Exact așa cum noi avem un președinte de țară, exact așa și mușuroiul au o regină. Regina trăiește, hai să văd câți ani credeți că trăiește o regină, să zicem 5, 10, 20, 30, 35, 40, 50 de ani. Câți ani credeți că trăiește regina furnică, care are aripi și doar atunci când... regina... Dacă moare regina, atunci tot mușuroiul... Deci ce îi se întâmplă reginei? Exact asta se întâmplă cu tot mușuroiul. Dacă moare regina, în foarte puține cazuri se găsește o altă regină. De cele mai multe ori, furnicile sau tot mor sau ele toate pleacă din mușuroi și încearcă să-și găsească loc în alt mușuroi, cu toate că e destul de complicat. Aici pe Facebook deja Inesa și Andreea au răspuns, Instagram, să vedem câți ani trăiește regina furnică. Să vedem cine mai e, mai știe răspunsul. Așa. Și după care mergem la următorul animal. Să vedem și...
și, și Instagram. Cine a rămas? Matei, Alex, Daria, hai! Câți ani credeți că, că trăiești, Regina? 20, 30, 35, 40, 45... Alex și Daria zic, zic 31. Da, o regină trăiește până la 35 de ani. 35 de ani! O furnică! Uite atât de mititică! Poate locui, poate trăi până la 35 de ani. Bun, următorul animal care a fost în, în carte, mai țineți minte, e așa cu o coamă mare, mare și e foarte fioros, se zice că e regele. Și face rau! Cine e? Hai să vedem. Cine, cine, cine? Scrieți. Cum se numește animalul care e regele savanei? Care e un animal prădător, mănâncă carne multă. Și vă zic acum și încă câteva curiozități. Așa. Și scrieți numele copilului, da? Așa cum ne-am obișnuit mai devreme. Aici cine e? Alex și Daria a răspuns. Gabi s-a conectat. Salutare, Gabi! Bun. Acum mai așteptăm câteva răspunsuri. Să vedem Facebook. Facebook, bună seara! Cine e animalul cel mare și fioros care face... Hai, hai să vedem. Andreea mi-a spus că clounela e super. Și eu o pup pe Andreea cu mare dor și chiar ne lipsesc cel mai mult îmbrățișările cu copiii în această vacanță, cum zic unii copii de acasă. Alexandrina s-a conectat. Bună, Alexandrina! Andreea a răspuns. Să vedem cine e încă aici. Așa. Da, e vorba de leu. Leul este unul dintre cei mai mari prădători. Și eu consideram că... Nu, hai altfel. Uite, noi, probabil voi tot ați fost la grădina zoologică și ați văzut lei. Sunt lei care locuiesc în forma lor liberă, naturală și aleargă prin savană și sunt liberi. Deci hai să le zic că Alex... Alex? Da, Alex și Daria au răspuns corect, Gabi a răspuns corect, și Matei, și Alexandrina, și Andreea. Bravo, 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 da, e vorba de leu. Deci, în savană și în grădina zoologică. Unde locuiesc mai mult lei? În care condiții? În savană? Sau în grădina zoologică? Sau în captivitate? Ia să vedem. Cum cred copiii? Locuiesc mai mult în forma lor naturală, în sălbăticie, în savană sau locuiesc mai mult, trăiesc mai mulți ani dacă sunt prinși în captivitate, de exemplu în grădinile zoologice. Hai să vedem cine și cum crede. Valeria zice că în savană, Alex și Daria zic că în savană. Bine, cei de pe Facebook, voi cum credeți? Leul locuiește mai mulți ani în savană, în sălbăticie sau din contra, în captivitate. Iar aici am o imagine. Ia uitați. Leul. Inesa zice la fel ca în savană. Mirarea mea a fost să descoper și am consultat câteva surse. Gabi în savană că e liber. Exact asta credeam și eu. Dar informațiile pe care eu le-am citit astăzi e că leul trăiește cam 10-15 ani în sălbăticie, adică în savană. Și 15-25 în captivitate. Adică pentru mine a fost mare uimirea. Nu am căutat să aflu de ce. Și Alexandrina, deci toți, și Stelian zice că în savană. Primul răspuns, Andreea a zis că în grădina zoologică, căci acolo l-a văzut. Așa, Laura zice că în savană, Inesa zice că în savană și Stelian la fel. Exact asta credeam și eu și aș fi vrut să fie așa, dar sursele pe care eu le-am consultat, chiar și în Wikipedia dacă m-am uitat, în savană locuiește la 10-15 ani, dar în captivitate poate ajunge și la 15-25 de ani un leu. Uite așa. Hai să vedem ce animale poate mânca leul. Leul este un animal carnivor, adică el mănâncă carne. Nu este ierbivor,
dar este carnivor, da? Deci îi place foarte mult carnea și deloc nu-i priește iarba. Este aici chiar și o frază foarte interesantă în carte, unde el zice, nu-mi priește mie iarba, zice netezându-și barba, nici buriana, nici aluna, carne vreau, doar carne într-una. Uite, ăsta e leul. Și să vedem ce animale credeți că mănâncă un leu. Și cred că astăzi vom discuta doar despre leu, iar broasca țestoasă, struțul, zebra, girafa, elefantul, le lăsăm și pentru alte zile, pentru că se face destul de târziu și nu vreau să stăm până foarte, foarte târziu cu voi, pentru că trebuie să păstrăm regimul. Hai să vedem! Care sunt animalele pe care le mănâncă leul? Bună, Octavian, și bine ai venit la noi în live. Scrie-mi dacă ești cu copiii împreună și cum îi cheamă. Așa, bună, Sergiu! Sper că ești împreună cu prințesa voastră și priviți împreună. Alexandrina zice căprioară. Bun. Zice că în savană. Damian zice căprioară, iepuraș, zebră. Bine. Trebuie să vedem la nivel de căprioare. Bine, prin căprioare se poate înțelege antilope care locuiesc la fel în savană. Mm-hmm. Facebook? Voi? Ce ziceți? Pe cine mănâncă leul? Care sunt animalele care îi servesc drept masă leului? Bravo, Gabi! Gabi zice că leul mănâncă antilope. Mm-hmm. Damiana zice căprioară, iepuraș și zebră. Cu siguranță zebre, antilope. Căprioarele... trebuie să văd dacă sunt în savană căprioare și iepuraș. Așa. Alex și Darea zice zebre. Da. Deci, printre animalele pe care le mănâncă leul sunt antilopele, zebrele, porci mistreți, girafe, poate chiar să ajungă să mănânce rinocer și hipopotam. Și chiar și pui de elefanți sau elefanți care sunt bătrâni sau sunt bolnavi, ei pot încerca să îi atace. Pentru că elefanții sunt foarte mari, pot ajunge și la 11 tone. Voi... Bun, asta ar trebui să întrebați pe mama sau pe tata, e cât un camion. Sau nu știu, nu, mai puțin de un, mai puțin de un camion. Deci sunt foarte grei elefanții. Și au și pielea lor care e destul de aspră. Dar dacă e un pui de elefant, cu toate că elefanții sunt în turmă mereu și ei nu lasă atât de ușor să ajungă un leu în mijlocul lor, dar și leii atacă doar împreună, da? Adică ei nu se duc câte unul pentru că așa pot asigura din toate părțile că vor prinde hrana. Bun. Acum să vedem câte kilograme de carne credeți că poate, care are nevoie un leu să mănânce pe zi. Adică noi mâncăm câteva grame de carne sau sunt și persoane care nu mănâncă carne deloc, sunt vegetariani sau vegani și respectiv nu consumă carne, dar cei care consumă carne nu mănâncă foarte mult, adică vorbim de o persoană. Dar un leu, cum credeți? Câte kilograme de carne poate mânca un leu? Sau are nevoie să mănânce un leu? Să zicem 3, 5, 7, 9, 10 kilograme. Să vedem ce zic copiii. Câte kilograme credeți că mănâncă un leu? Și femelele sau leoaicele mănâncă un pic mai puțin decât, decât bărbații. Să vedem ce zic copiii. Facebook s-a deconectat de la comentarii, am impresie. Sau, nu știu de ce nu mi-arată. Gabi zice 5 kg, Alex și Darea zice 10 kg. Mm-hmm. Să facem un refresh și la pagina de Facebook, să vedem cum merg comentariile. Bună, Marin! Spune-mi dacă ești cu copiii și cum îi cheamă. Mă bucur că Alex, Darea, Gabi, Valeria zice 20 de kilograme. Mm-hmm. Vedem cine și cât mai crede. Eu
Încerc să văd dacă funcționează. Nu văd comentariile de pe Facebook și acolo tot aveam câțiva copii care ne urmăreau. Să îi... Nu, no, sunt, uite, Madalina zice 10 kg, Stelian zice 10 kg, Laura spune 10, Alexandru are ceva Facebook acum, să încerc să pun live-ul, nu, no, uite așa, așa, un moment, vă zic imediat, dar că să încerc să conectez și pe cei din Facebook, să vedem comentariile și ale lor, pentru că sunt copiii care comentează, așa e copii! Bun. Uite aici, deci Madalina zice 10 kg, Stelian la fel 10, Laura 10, Alexandru 20, Andreea zice 6, Inesa zice 10. Uite, ne-au răspuns și cu privire la ce mănâncă. Așa, deci, un leu, bărbatul, mănâncă până la 7 kg, are nevoie de cel puțin 7 kg, cel puțin 7 kg de carne pe zi. Iar femelele, adică leoaicele, au nevoie de cam 5 kg de carne pe zi. Și ce interesant a fost după ce am vorbit noi despre furnici, că la furnici femelele, adică ele, furnicele femei, sunt cele care merg și caută hrana, ele, la lei, în proporție de 85-90%, hai să zicem dacă 10 vânători, 10, adică de 10 ori ies la vânătoare, atunci în 9 din ele, leoaicele sunt cele care aduc mâncare acasă. Iar ei, leii, stau la pândă sau stau și păzesc puiilor. Dar ele, femeile, merg la vânătoare. Pentru mine a fost destul de interesant să aflu și care e perioada de sarcină pentru până vedem un pui de leu. Cum credeți? Cât timp stă în burtica leoaicii un pui de leu? Cât timp? Câte luni, hai să zicem? O lună, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, pentru că la elefanți durează ani, ani de zile cât era la elefanți. Sarcina durează 2 ani de zile. Dar la lei, cum credeți? Așa, câte luni durează sarcina la lei până apare un pui de leuț pe care îl putem vedea? Hai să vedem ce zic Valeria, Gabi, Alex, Daria, cine mai e aici? Damian. Și Andreea zice 4 luni, așa, Alex și Daria zic 8 luni, Gabi o lună. Mm-hmm. Încă variante, așa. Laura zice 6 luni, așa. Vă zic că după o sarcină poate pot veni pe lume dintr-o sarcină de la 1 până la 5 pui de leu. Bună Voitovici Ursu. Nu știu cum să numesc. Alexandrina zice 3 luni, Alexandru zice 5 luni. Da. Sarcina la leoaice durează 3 luni de zile. 3 luni de zile. Și după, cum spuneam mai sus, în urma sarcinii pot apărea pe lume 1 sau 3 lei. De la 1 la 5 lei, uite așa. Mai e un moment care vreau să zic că leul african este destul de somnoros și e atât de somnoros încât poate dormi până la 20 de ore pe zi. 20 de ore, deci în total avem 24 de ore, dintre care leul african poate dormi 20, adică și doar 4 ore să le aibă pentru, nu știu, pentru a vâna, a mânca și altele.
Încă un moment tare interesant e că lei locuiesc în turme, deci ei locuiesc câte mai mulți, pot ajunge și la 30 de lei împreună, dar sunt mai multe femele și doar câțiva lei, gen 2, 3, până la 5 lei și puii lei, până la 2-3 ani sunt ținuți cu ei, iar dacă este mascul, adică bărbat, el deja este îndemnat să se ducă să-și caute, să-și formeze o altă turmă. Și încă un moment tare, tare interesant despre leu care l-am citit e că atunci când rage răgetul ăsta de leu, da? Nu pot face eu ca un leu și nici nu se aude atât de departe până unde se aude răgetul leului, dar leul poate rage și răgetul lui se aude, să vă zic, nu. Spuneți-mi voi, la câți kilometri credeți că se aude răgetul leului? Până la câți kilometri? 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, câți kilometri credeți că putem auzi un răget de leu? Cristina Jărovlea, salut! Îl salutăm și pe Maxim. Știu, mi s-a memorizat foarte bine că ai un băiat, Maxim. Interesante curiozități. Mă bucur, Alina. Deci, întrebarea pentru Alex și Damian. Alex și Dami, spuneți-mi, vă rog frumos, și ceilalți copii. Alex și Dami acum s-au conectat. Și Bogdan acum s-a conectat și salut. La câți kilometri credeți că se aude răgetul leului? Aici deja avem câteva răspunsuri. Alex și Daria zice 6 km, Gabi zice 5-7 km, băieții Dami și Alex spun 3 km, bun. Laura zice 3 la fel, așa. Andreea vrea să-ți scrie că îți dă un pupic și că e dor de clăunela. E așa de fericită, răspunde cu așa un entuziasm, foarte bun live. Eu mă bucur, apropo, cât sunteți acum live cu mine, luați un alt telefon și faceți o fotografie și postați-o pe pagina voastră, pe Instagram, pe Facebook, pe oricare canal și îndemnați și părinții care sunt în comunitatea voastră, adică prietenii cu mătrii, că sunteți, vă urmăriți unul pe altul, să vină și ei mâine, pentru că voi continua cu curiozitățile, că nu reușesc astăzi pe toate să le spun, că ar trebui să mai stăm o oră, cred, pentru că nu vreau să vi le spun pur și simplu, vi le spun în formă interactivă ca copiii să răspundă ei, așa informația le se memorizează mai bine și chiar și părinților le rămâne o informație utilă și interesantă. Eu, de exemplu, citeam toate curiozitățile pentru că le-am ales pe cele mai interesante și pentru copii sau care să le asimileze mai ușor, dar unele sunt chiar pe de-a dreptul curioase. De exemplu, la broasca țestoasă, un savant italian i-a scos creierul și broasca țestoasă a continuat să se miște și încă 6 luni de zile. Deci ea chiar fără de creier a continuat să trăiască. Pentru mine a fost wow, sau că broasca țestoasă poate trăi fără de mâncare până la 400 de zile, deci e foarte rezistentă la foame. Și multe curiozități am aflat și nu vreau să vi le spun doar așa, să vi le citesc, dar vi le spun în formă interactivă împreună cu copiii, pentru că așa o să le rămână lor informație. Și dacă vă place, mie mi-ar face plăcere să primesc o fotografie în care arătați că copiii ne privesc, ne urmăresc și așteaptă aceste live-uri. E frumos ceea ce mi-a scris aici Andreea și chiar o salut și o pup cu mare, mare drag. Andreea zice că vrea să-mi scrie, că îmi dă un pupic și că este dor de mine. E așa fericită că poate răspunde și are un entuziasm foarte, foarte mare și e bun live-ul. Mă bucur că am reușit să găsesc informație utilă pentru voi și vă place. Repet, faceți o fotografie, e cel mai puțin și cel mai simplu și gratuit lucru pe care îl puteți face, să faceți o fotografie în care apar eu de partea cealaltă ecranului, copiii stau și ne urmăresc, respectiv să o puneți pe rețele și să dați tag la Clownela, puteți da tag și la Elena Grădinaru sau Instagram Ela Grădinaru. Deci, revenim la reget. Regetul se poate auzi la o distanță de 8 km, de la, chiar și în unele surse scrie și 10 km. Deci 8-10 km. Au fost aici răspunsuri corecte.
Laura zice 3 km, respectiv e corect și 3 km, că și la 3 km se aude. Dami și Alex la fel zic 3 km. Inesa zice 5 km, la fel e un răspuns corect. Andreea zice 7 km. Și aici aveam băieții, Alexandrina zice 10, e corect. Valeria 10, Emilian 8, Gabi 5, 7 km, Alex și Dara zice 6 km. Deci e corect, sunt corecte toate răspunsurile, pentru că până la 10 km se include și 3, și 5, și 7, și 8. Bun. Și tot cu răgetul, leii pot folosi răgetul lor doar începând cu vârsta de 2 ani. Deci până la 2 ani de zile ei nu pot scoate acest răget. Și răgetul este și formă de comunicare, și formă de apărare, și de transmiterea unei informații. Adică nu, ei nu rag pur și simplu. Și apropo, am o carte... Nu o mai am. E cartea de la Nica Crăciun și cred că am să văd eu cum fac în carantina asta să o iau, să vă citesc încă o dată toate poveștile de acolo, pentru că sunt minunate. E vorba de un leuț care a testat și a văzut că poate scoate acest răget și îl scotea la fiecare pas. Respectiv, animalele de la început erau panicate, pentru că atunci când auzi un răget de leu, ești stresat, pentru că înseamnă că este cineva care te-ar putea mânca, dacă vorbim de exemplu de zebre, antilope. Și până în momentul în care micuțul leu, nu mi-aduc aminte cum îl cheamă, a ajuns să fie încălcit în niște liane, și a scos răgetul ăsta, dar pentru că el l-a scos de fiecare dată fără un scop anumit, animalele nu mai știau că el are nevoie de ajutor. Așa că ei folosesc răgetul cu anumit scop și chiar și în momentul în care ei sunt în pericol, ei la fel folosesc răgetul. Bine, eu, Clownela, de partea asta a ecranului unde stăm acasă și încercăm să ținem legătura cu voi. Mă bucur foarte mult că ați fost aici live cu noi. O să mă bucur enorm de mult să ne ajutați să distribuim momentul cu live-urile pe care le facem, și pentru că chiar dacă suntem acasă și avem treburile casnice, oricum reușim să ne informăm, să căutăm informație interesantă, să citim poveste fiecare seară și să fim aici live cu copiii voștri înainte de culcare, ca să le dăm informații interesante și să comunicăm. Dacă v-a plăcut, începeți prin a pune un like, inimioare și distribuire la toată lumea. Mâine vă aștept exact aici. Mâine vom citi povestea lui Boo. Boo este un animăluț care locuiește în grădina zoologică și înainte de culcare are nevoie de o îmbrățișare. Dar mămica lui nu este alături în timpul când el trebuie să meargă la culcare și el încearcă să-și găsească o altă îmbrățișare. Și tot caută din animăluț în animăluț, dar nu găsește îmbrățișarea perfectă. Cum adorme Boo? Aflăm mâine la ora 9:00. Pe canalul nostru de YouTube și de Facebook, direct, adică live, la ora 9, iar imediat cum se termină povestea, eu, Clownela, vă aștept aici să descoperim alte curiozități. Mâine vom afla curiozități despre broasca testoasă și despre struț, probabil. Până atunci, vă spun noapte bună și somn ușor! Și încă un moment, atunci când mergeți la culcare, dacă vreți ceva anumit, spuneți acest lucru de 3 ori. De exemplu, înainte de culcare, dacă vreți să visați vise frumoase, spuneți: vreau să visez doar vise frumoase. Vreau să visez doar vise frumoase. Vreau să visez doar vise frumoase. Iar eu vreau să fiți alături de mine și mâine. Vreau să fiți alături de mine și mâine. Vreau să fiți alături de mine și mâine. Vă pup și vă transmit multe, multe îmbrățișări. Aștept fotografiile voastre, poate chiar publice sau la noi în mesaje. V-am îmbrățișat sau puneți pe story și dați-ne tag. Vă pupăm și vă îmbrățișăm. Cu mare drag, de aici, Clownela. Pa, pa și noapte bună!